Trecerea spre mașinile electrice schimbă din temelii industria auto. Sunt însă și industrii conexe care vor trebui să se adapteze. Una dintre ele este cea a biocombustibililor. Iar aici exemplul Braziliei este grăitor. Cererea pentru biocombustibili produși din trestie de zahăr se va reduce, iar producătorii vor fi nevoiți să se reorienteze. Cea mai la îndemână variantă este trecerea la producția de zahăr. Pe măsură ce automobilele electrice vor deveni tot mai răspândite, cererea de etanol, care în Brazilia este produs în principal din trestie de zahăr, va scădea. Potrivit unui studiu publicat de Soren Jensen, fost director la traderul de zahăr Alvin, cererea de etanol va începe să se reducă începând cu 2030 în Brazilia, potrivit Bloomberg. În aceste condiții, procesatorii de trestie de zahăr din cel mai mare exportator mondial nu vor avea altă opțiune decât să producă mai mult zahăr. Această tranziție în cea mai mare economie a Americii Latine este o lovitură pentru piața mondială a zahărului, iar consecințele dureroase ale surplusurilor mondiale și prețurilor reduse vor fi resimțite în țări precum Thailanda și India, care au costuri mai mari de producție. În plus, vor fi afectați și producătorii de etanol, care și-au majorat recent capacitățile de producție. Conform celui mai pesimist scenariu elaborat de autorii studiului, cererea pentru etanol, care în unii ani a fost responsabilă pentru mai mult de 50% din trestia de zahăr procesată în Brazilia, ar urma să înceapă să scadă în 2025 și să se reducă cu aproximativ 40% până în 2035. Începând din 2035 și până în 2040, o cantitate suplimentară de 20% ar urma să fie pierdută, ceea ce va lăsa cererea de etanol la doar 40% din nivelul actual. Brazilienii au început să adauge etanol în combustibili încă din anii 1970, iar cererea a explodat după 2000, când industria autolocală a început să lanseze pe piață automobile care funcționează doar pe biocombustibili sau pe un amestec de etanol și benzină. Procesatorii brazilieni de trestie de zahăr pot face rapid trecerea de la producția de zahăr la cea de etanol, ceea ce le permite să răspundă la modificările de pe piața mondială a zahărului. În perioade în care există un surplus de zahăr, companiile braziliene de procesare de trestie produc mai mult etanol, ceea ce în multe cazuri contribuie la reducerea supraofertei mondiale de zahăr. Însă adoptarea pe scară largă a automobilelor electrice înseamnă că Brazilia își va pierde capacitatea de a echilibra piața mondială a zahărului, afectând alte state producătoare care se luptă deja cu scăderea consumului, pe măsură ce consumatorii preocupați de sănătatea lor evită zahărul.